E adevărat, primele 15 minute mi-era frică să nu luăm mai mult. Dar după aia am luat și am controlat jocul tot noi până la cap. N-am mai contat ei deloc. Și despre arbitraj ce? Eu știu ce zic. Bă, să găsească Vasara sub un arbitru care când este că asta mai trebuia, să scoată din poartă. Acum mai trebuie încă una. Să aducă un arbitru care să o bage el cu lată în poartă la noi. Asta mai trebuie. Adică să joace pentru FCSB? Da. Nu. Eventual adversarii. Nu, tată. Să fie acolo în care eu și când ăla bunul mingea, să o ia arbitrul de aculată în poartă. Bage eu. Să o dea el gol la noi. Și să zică, păi ce, domne, arbitru face parte din joc. Așa a, mai trebuie. A fost din poartă minge de la 30 de metri. Da, tu îți dai seama. Păi, dar mă, nu că poți să o scoți conform regulamentului. Dar în situația în când spui, domne, merge jocul mai departe, ai fost la 3 metri, ai văzut. Și ca să te iei după aia, după Găman, păi, cum să te iei, mă, după Găman? Păi, Găman, nu știm ce a făcut cu noi, nu? Mai aveți puterea să glumiți, totuși să pierd puncte. Păi, bă, dar nu ai ce să mai faci. Deci am ajuns la concluzia, mă enervez, jignesc, fac păcat. Pentru ce? Că tot, domnul tot o face dreptate. Adică poate să dai peste cap, tot în lațul lui se prinde. Că nu există la Dumnezeu. Așa noi suntem oameni, supărăm și facem gălăgie și jignim și facem. Dar Dumnezeu dreptatea tot o face. Și că Dumnezeu tot face dreptatea. De ce stau să mă supăr eu acum, fac păcate? Ce am? Nu? Asta le mai zic. Să găsească Vasara sunul care să o ia și o dea în poartă. El. Înțelegi? Sau, de exemplu, dacă dăm noi gol, să vină arbitru și hap, să pună mâna, băi, n-ai voie gol. Să facă portar arbitru. Ce să mă... Dar golul lui Florinea cel mai frumos gol anulat? Bine, mă, lasă. Dar jocul pe v-a mulțumit. Bă, echipa extraordinară a jucat. Ce să mă... Coman, number one. Am cerut, de exemplu, cu Micai Lătaru. Dom'le, hai să jucăm arbitri străini. Nu, că tare, că... Ei nu vor arbitri străini. Că nu le convine. Nimeni. Hai să-l sun și pe Varga, să văd, o să-l sun și pe el. Înțelegi? Că cerem arbitri străini, refuză el, de exemplu, Vasara, să o atacăm la comisia. Bă, trebuie să existe o soluție, să contracarezi nedreptatea. Pe domnul Șucu l-ați întrebat? Tot de arbitri nu știu, că... Bă, sincer, dar Șucu nu mă interesează, adică... Nu, adică nu mă interesează să joc cu arbitri străini cu Rapidul. Mă interesează cu Craiova și cu CFR. Adică cu cine cred eu că... Cu cine crede? Adică, bine, nu știu, acum nu vreau să subestimez. Eu spun părerea mea. Eu vreau arbitri străini cu CFR și cu Craiova. Cu cine cred eu că, înțelegi, că ar fi un eșec să... Cu Craiova și CFR vă bateți la titlu, așa rămâne? Da, mă, ar fi un eșec să nu ne batem cu ei. Ar fi un eșec să nu ne batem cu Craiova și cu CFR. Sunt suficiente 5 puncte sau credeți că diferența va fi mai mare până la play-off? Sunt suficiente și 5. Domnul dacă face dreptate și cred că va face, se va mări. Joacă cu Sepsi acum și le arată baba spicina. Apropo de baba, semnează azi baba Hasan? Nu știu mă, acum e. Acum cred că e, acum face. Da. Nu, eu nu știu, nu știu, ei, am făcut toate, eu dau ordine, doar nu fac eu, nu? A costat mult transferul lui Al-Hasan? E, ceva, ceva acolo. L-a vrut nu, și rapid? Nu, nu foarte mult. L-a vrut și rapid? Nu știu, nu știu, nu știu, s-a zvonit presa, zice. Eu nu știu ce a vrut ei, ce n-au vrut, pe mine nu mă interesează. E posibil să mai plece vreun jucător, vreun mijlocaș acum cu venirea lui Al-Hasan și a lui Luis Felipe? Băi, jucătorii nu pot să-i dai afară. Jucătorii doar poți să te înțelegi cu ei, să poți să, de exemplu, cu ăsta, cu Hermannstadt am zis, domne, îl vrea pe Rotariu și pe, și am zis să-l ia și pe, și pe ăsta, și pe, Gane? Nu, și pe Gane am zis că-l dau, nu, pă, nu pe Crețu, că Crețu s-ar putea să-l țin, Crețu s-ar putea să-i prelungesc, pe ăla da, Slavescu îl vrea. Și atunci, jucător ca, de exemplu, ca, băi, m-a spus și încă un lucru. Când ești idiot în viață, trebuie să plătești.
mă, mă ierte Dumnezeu, dar eu idiot sunt. Cum să-i dai tu lui Rotariu 20.000? Ăla e pe câmpuri, se antrenează pe clauri și tu îi dai 20.000. Tu îți dai seama ce pute, n-am, dau, uite, nu vezi? Am căciula în cap și nu mai bate deloc. E idiot. Azi. Cum să dai tu 20.000 lui ăsta? Gane. Rotariu și lui, și lui Gane, mi se pare că și lui tot la fel. Păi cum să le dai? Păi dacă aia sunt, bă, aia, o loc să zică, băi, vină coadă, tu mie ce mic astea, te lansez. Nu-ți dau ție 20.000. Dar eu idiot, dar de acum încolo, vezi, omul trebuie să învețe din greșeli. Eu gata. Am învățat. Care să nu cumva să creadă cineva că nu mai păcălește pe becalii cu de-astea umflături și cu ciori de-astea reîncălzite. Nu mai. La revedere, s-a terminat. Ați adus doi jucători cam câți mai? Sau unde mai aveți nevoie? Păi, pot zici, mă aduc 2-3, nu știu. Pentru că eu așa o să fac. Vreau să dea probă la locul de muncă. Ia, intrăm. Să te vedem. Ce faci tu, măi, Felipe? Nu? Hai, la revedere. Ce faci, mă, Baba Alhasan? Hai, nu, la revedere. N-ai ce să faci. N-ai ce să faci, tu nu vezi. Bine, ăsta, companiul, de exemplu, aseară mi-a plăcut de el. S-a bătut, ăsta așa-l vreau. Să joace așa și nu-l mai dau. Să se bată, nu hop în cap, hop în cap. Bată-te, bă, că ai 2 metri. Mi-a plăcut aseară de el. Vreți să te înfundați dreapta, nu? Că să duceți un atacant pe lângă. Și un fundaș dreapta trebuie, că nu știu, nu mai îmi place de asta, pantă. De pantă. Nu știu ce întâmplă cu ei, nu știu, în loc să crească. S-a urcat la cap, credeți că e... Na, nu, că e cu minte. Nu, că n-are concurență. Nu e, nu, nu. Aseară a avut o minge, că era mingea oprită lângă tușă și el era la 2 metri. Și el se uita la ea. Doar trebuia să facă doi pași, aia el se uita la minge și a venit ăla, a luat mingea. Adversarul de la CFR. Păi ce faci, mă, mingea, tu ia ta, du-te, iau, el se uita la ea. S-a blocat din cauza de emoții. Presiune, e tânăr, nu... Am mare încredere, dar e încă tânăr. Fundașul dreapta e acela de la... din Armenia, de la Urartu? Nu mai țin minte eu, nu mai eu țin minte. Nu mai țin minte. Să vedem dacă mi-aduc aminte. O să joace cei doi transferați? O să joace cei doi transferați în meciurile directe? Cum? O să joace cei doi transferați în meciurile directe? Păi întrebați. Chiar ăla... cu Sibiu și cu Iașu, da. Nu știu, dată, ăla de la Iași a zis că nu-l bagă. Leo. Așa ar fi normal. Dacă ei vor să-l bagi, să-l bagi. Ce treaba am eu? Acum tu ce crezi? Dacă tu îți transferi pe tine, mai te interesează de ProTV? Du-te, bă, la becare, la FCSB, bă, mă interesează de... Păi nu, păi dacă zice ProTV-ul, te sună sârbu. Și zice sârbu, nu știu ce, sau nu mai e sârbu, cine ești? Cine ești, nu știu. Și zice, băi, vezi că cu tare, du-te, bă, dai, ce mă interesează de tine, bă, eu sunt la FCSB, bă, eu vorbesc cu becari. Și ăla cel mai interesează pe ăla. Și își dea gol împotriva lui, ce idiot. Poți să joace, o să joace la mișto, pe acolo, să plimbe. Eu zic că nu, domnule, care are caracter, ai, nu. Oricine ar fi. Deci, vor... aveți speranțe că în astea două etape care au mai rămas, distanța se mărește, pentru că mai joacă și contra candidatele meciuri grele și... Am speranța că Dumnezeu va face dreptatea. Ce înseamnă dreptatea? Măcar 3 puncte. Adică ne-au luat 2, vor pierde 3. Păi pentru că chiar în lațul lor vor cădea. Așa zice. Că în groapa care a făcut-o a căzut și în lațul care l-a prins, l-a prins piciorul lui. Ce va prinde? Ne-a luat 2... Pierdeți 3. O să pierdă 3. Când ne-a luat 2. O să vezi. Dar nu vă e teamă că echipa noastră, când sunt meciuri teoretic mai ușoare, cum a fost cu Clujul, cu Ucluj, cu Galațiu, nu se mobilizează, nu se concentrează, că s-au pierdut puncte și în meciuri mai simple. Păi cum le-am pierdut? Păi dacă facem acum... Câte 11 metri, sunt vreo 10, cred că, care sunt treasă și încă vreo 2 împotriva noastră, date la mișto, dar sunt vreo 10 care trebuie să le primi. Nu mai spunem puncte cu UTA, a inventat el gămanul, 11 metri, cu mâna la spate. Nu, și după aia, nu, ce să mai, multe. Noi am ajuns, ăsta era singurul Corțescu care ne arbitra corect. Dacă știți Colțescu, l-au convins și pe Colțescu, că spuneam că nu este, știți, că spuneam nu există, domnule, niciun fel de dubiu, da. Nu, spuneam, nu cred că e ceva împotriva noastră.
aseară mi-am dat seama că e clară treaba. E ceva concentrat. Că nu se poate, adică Polțescu e un arbitru cu demnitate. Du-te, bă, de aici, îi spunea lui Gamon, plecă, bă, de cinci nebun, am văzut eu la 3 metri. Sau vezi faza, o vezi de 5 ori, deci, bă, nici nu-l atinge măcar, că l-are piciorul stâng în aer. E adevărat, cum a spus Porumboiu, are dreptate Porumboiu, a ridicat piciorul pe iarbă. A ridicat piciorul ăsta, Crețu, a ridicat piciorul pe iarbă. Păi da, mă, când atinge iarba piciorul, l-a ridicat pe iarbă, mă. Și aia e de posedare clară, fără nici fel de probleme. Și chiar de la ar fi atins. Are piciorul pe iarbă, nu ridică piciorul să-l accidenteze. El îl atinge din mișcarea lui, a atacantului. A, ăla de baba, ăla cum cheam pe ăla? Otele. Nu? Nu? Ce jucători din Liga 1 vă mai plac așa, v-au mai atras atenția? Nu știu, alți jucători. Ăștia doi. Atât altceva nu prea. Un atacant caut, dar nu văd care. O să luăm și încă 3, și încă 4, și încă 5, și încă 7, până când... Și las că e bine așa, că ne-a anulat gol. Ca să fie mai greu. De ce? Băi, Becali, fă o echipă puternică, bate-și cu arbitru. Dacă vrei să duci în Liga Campionilor, să fii puternic. Adică să nu te atingă nimic. Vă motivează mai mult treaba asta? Nu că mă motivează, că motivează mai mult. Să investiți, să... Voi trebuie să facă. Mă, n-am ce face. Când ai mai mulți dușmani, nu trebuie să te anarvezi mai puternic. Nu? Și atunci eu acum eu sunt potriva la toți. Și trebuie să... Păi n-am nimic, ca toți mai împotriva mea. Păi atunci ce trebuie să fac? Lasă-mă că face Domnul cu mine. Nu? Mă la Hristos să-mi dea minte bună să fac ce trebuie să fac. V-ați orientat în ultima perioadă mai mult spre jucători străini, da. Să aduceți. Sunt românii prea scump sau n-au atât de multă valoare? N-au, mă, valoare. Cine? N-ai văzut pe cine? N-ai văzut că n-au valoare? N-au bărbăție, n-au putere, n-au... Care? Zic. Până l-am luat pe Rotariu. Se ascunde după adversar. Se ascunde după adversar. Gana e adevărat, nu se ascunde săracul, dar nu mai are așa, nu mai știe așa bine fotbal, n-a jucat mult timp. Nu mai are vigoare aia. Poate de la COVID, a făcut și vaccinul. Când faci vaccinul, unii îi afectează, unii nu îi afectează. Dar pe care îi afectează, le face trompi. Și nu mai au puterea aia de alergat. Nu știu, doctor? Eu am zis atunci ce am zis. Pistolul aici, glonțul, dar nu vaccinul. Mai bine dăm glonțul în cap. N-au auzit. N-au vrut să asculte. Acum, uite, toată lumea se plânge. Că, domne, că talala, că... Păi, vezi, că nu m-ați ascultat. De Olaru ce se aude? Cât de grav e accidentarea? N-are nimic, o să joace. Altceva. A fost golul frumos? Zi. A fost golul frumos? Zi. Golul da, dar nu s-a pus. Zi. Tot 1-1 a rămas. Nu, pentru mine a fost 2-1. Pentru mine rămâne 2. Pe mine mă interesează cât lapte dă vaca. Dacă laptea vaca dă 20 de kg, 30 de kg de lapte. Și vine unul și fură 10, pentru mine vaca aia tot 2-3 de kg de lapte dă. Dacă el a furat din găleată, ce să fac? A furat lapte, 10 kg din găleată. Poate îmi face la comisie, că de ce a furat laptele din găleată? Sunt capabili ăștia de orice. Dar gestul fanilor care au aruncat niște oițe de pluș pe înaintea terenului v-au deranjat? Da, ați văzut? E bine, ce? De ce să vă deranjeze? De ce? Dar ce să mă deranjezi? Păi mă mai deranjează ceva. Ce? Ce, eu, mie mi-e rușine, mie de ce am fost eu în viața mea? Alea m-au făcut mare, alea m-au făcut puternic, alea m-au făcut toate. Ce sunt acum? De stați voi câte 20-30. Să mă audiați. Nu, ce să facem? Păi, tata, de ce e supărare? Ce, a zis o minciună? Nu e o minciună. Becali cu oile, da, tata, e cu oile. Deci. Păi de când, bă, mai bine de 1000 de ori cu oile decât cu oamenii mincinoși, și falși și îndrăciți. Hai, Domnul, să vă ajute. Mulțumim.